Onorevole Hökmark, c'è una carta blu per lei. Domnule Hökmark, un cartonaș albastru din partea domnului Frunzulică pentru dumneavoastră, acceptați? Da, vă rog, întrebarea. Stimate coleg, dar nu credeți că este o rușine că astăzi președintele Partidului Popular European, domnul Joseph Daul, l-a felicitat pe domnul președinte Iohannis, președinte României, spunând că va conduce excelent președinția Consiliului Uniunii Europene, când știm foarte bine cu toții că președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene este preluată de către guvernul României în frunte cu primul ministru român? De asemenea, nu este o rușine că premierul austriac Kurz, pe 21 decembrie la București, i-a predat simbolic președinția Consiliului Uniunii Europene domnului președinte Iohannis, făcând din nou o mare eroare politică și în același timp o mistificare față de cetățenii români și cetățenii europeni care trebuie să știe adevărul? Prego la sua risposta. Vă rog răspunsul. Stimate coleg, eu cred că colegul meu nu a înțeles despre ce am vorbit eu în intervenția mea. Eu vorbeam despre problemele corupției în România, așa cum au fost ele arătate de Comisia de la Veneția, Transparency International și alte organizații. Și despre planurile despre planurile pe care le are România, despre interviul pe care l-a dat tocmai ministrul de externe care este aici la BBC. Dumneavoastră vorbiți despre altceva. Pe mine nu mă supără ceea ce a spus dumneavoastră. Eu cred că mai degrabă dumneavoastră și socialiștii de aici ar trebui să fiți la fel de stricți cu România cum noi trebuie să fim cu Ungaria și Polonia, pentru că abuzul de putere este întotdeauna un abuz de putere și dumneavoastră și noi trebuie să le combatem. Mulțumesc!